Bună seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este primarul general al municipiului Chișinău, președinte al Partidului Mișcarea Alternativă Națională, domnul Ion Ceban. Domnule primar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Domnul primar, eu am tare multe întrebări despre nimic, despre fleacuri, cum ar fi situația politică, dar vreau să încep cu ceea ce contează. Care sunt consecințele în Chișinău ploii puternice de seara, ce s-a întâmplat, care ați estimat, ați reușit până la ora asta când filmăm noi emisiunea? Ieri, de la ora când s-a produs intemperie, toată lumea era în teren și astăzi până dimineață practic toate neplăcerile, să zicem așa, au fost înlăturate. Noi, echipa primăriei și nemijlocita subdiviziunilor din subordine, suntem permanent în zona de alertă. Este regretabil faptul că Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a atenționat mai devreme, mai eficient. Anul trecut, în general, n-a spus nimic, dacă vă aduceți aminte, atunci când în două sectoare au avut loc dezastre naturale, peste 3.000 de copaci căzuți și peste 20 de milioane de lei ca să înlăturăm pagubile. Cam asta e. Deci eu am încredere în echipă. Cu regret, dacă ați văzut, pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost pagube produse și acum, din cauza acestor schimbări climatice la nivel global, cel puțin asta spun specialiștii, se întâmplă ca dezastrele naturale să aibă loc tot mai des. Am văzut în multe orașe și regiuni din Uniunea Europeană. În fiecare zi sau săptămână sunt știri despre astfel de fenomene, mai cu multă intensitate, mai cu puțin. Important să fim pregătiți și important ca și populații să înțelegem că în această perioadă este foarte necesar, dacă nu avem o strictă intenții de a face ceva, de a ajunge undeva, mai bine să stăm acasă, să nu fie autoturismele plasate sau să fie mutate de sub zonele de risc, care ar fi ele, le cunoaștem cu toții. Cam asta e. Ok. Trecem la fleacuri. Noi multe n-avem, dar în schimb avem tare mulți candidați pentru postul de primar general al municipiului Chișinău. Dumneavoastră, Vadim Brânzaniuc, Ruslan Codreanu, Lilian Carp, Vasile Costiuc, Andrei Dunică, Ruslan Verbițchi, Ion Burgac, cineva de la PSRM, dar nu Igor Dodon și nu Vlad Bătrâncea, cineva de la PCRM, nu știu cine, cineva de la Șor, nu știu cine, de la partidul nostru Lovrenat Osată, nu cred, cineva de la Partidul Schimbării, se pare că însuși Ștefan Gligor, cineva de la Congresul Civic al lui Marc Căciuc, probabil cineva de la Partidul Național Moldovenesc al lui Dragoș Galbur, Anatolul Sate de la PTCM-ul lui Ion Chicu, Purice Ionistor de la Partidul Liberal și poate încă vreo trei independenți. În aceste condiții și circunstanțe, noastră mai credeți că veți câștiga din primul tur sau în general că veți câștiga? Haideți, acum chiar mi s-a creat o analogie, eu am avut alta, am expus-o odată public despre bradul de Crăciun și jucările de orice tip pe acest brad, că o să fie foarte multe, foarte diferite. Unele care atrag atenție mai mult, altele care atrag atenție mai puțin, dar aici mi s-a asociat, nu știu de ce, cu buletinul ăsta de un metru și metrul ăsta de halbă de bere, am văzut prin Germania, prin undeva mai, nu știu dacă este și în Republica Moldova. Nu este rău când sunt foarte mulți candidați. Este important ca acești candidați să fie foarte corecți în expunerile lor publice, să nu manipuleze campaniile electorale în Republica Moldova și mai cu seama asta spuneam că o să fie una foarte murdară. Și eu am aici argumente foarte serioase. Eu am văzut candidații din partea puterii deja încălcând flagrant legislația electorală și nimeni n-a observat până n-au fost sesizate în această privință Comisia Electorală Centrală. Și chiar și în această sesizare a fost întinsă cu câteva săptămâni, după care un verdict absolut neclar, după ce s-au distribuit toate materialele și pliantele și tot ce vreți. Deci am sesizat noi și organizațiile internaționale, dar se pare că guvernarea începe să fraudeze alegerile. Ce le-a arătat din deget? I-a avertizat public. Cum să vă spun?
Ce s-a întâmplat după asta? Bine, mersi, se realizează campaniile în suburbii, iar stocurile probabil că au fost epuizate deja și în acest sens se pregătește o nouă campanie. Nu știu dacă a avut vreun impact, doar ca să le spună că ce, este un avertisment. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și când spun că probabil că începe procedura de fraudare a alegerilor de către Comisia Electorală Centrală, prin subordine directă a politicului, așa cum ne-am obișnuit și la organele de drept și la Autoritatea Națională pentru Integritate, și mai nou o să vedem în instanțele de judecată, cu regret pasul nu se poate opri, nu se poate sătura de putere, de indicații. Vă dau un simplu exemplu. Materiale informaționale pe care le realizează Primăria Municipiului Chișinău deja de un an și jumătate. Astăzi, nu știu ce trebuia să facem, dar când am văzut lista deci de solicitări din partea CEC, unde ei nu au nicio competență, că să le dăm contracte, achiziții, unde au fost distribuite materialele informaționale, care nu poartă niciun caracter electoral. Acolo nu scrie Ion Ceban, acolo nu scrie partidul Mișcarea Acțiune, Mișcarea Alternativă Națională. Nu este absolut nimic care să fie nu de utilitate publică. Deci toate mesajele, tot ce este plasat în acele mijloace informaționale ține de serviciile primăriei și unde pot să beneficiez de aceste servicii, ține de cheltuielile primăriei, ține de procesele de achiziții și tot așa mai departe. Dumneavoastră, ca cetățean și toți cei care ne privesc, trebuie să cunoască aceste lucruri, pentru că ne întreabă foarte des oamenii, pentru că nu întotdeauna se pot informa din sursele care există, fie media, fie de altă natură. Deci, eu cred că un asemenea comportament este și obraznic din partea Comisiei Electorale Centrale și vădit părtinitor și da, am temei să spun că alegerile încep a fi, prin aceste două acțiuni, a fi fraudate în Republica Moldova, ceea ce este un lucru foarte grav. Și cred că aici trebuie toate formațiunile politice să se sesizeze într-o formulă sau alta și să facă front comun împotriva abuzurilor care vor veni și vin în continuare din partea puterii. Vă spun că sunt presiuni enorme pe primari ca ei să candideze din partea PAS. Există pomeni electorale care se numește satul european sau satul european expres, despre care n-am văzut să ceară Comisia Electorală Centrală vreun material sau vreo informații suplimentare în această privință. Există fenomenul măreajului politic și nu contează de unde vii, ești comunist, socialist, de la Șor sau din altă parte, doar că trebuie să candidezi din partea PAS. Sau dacă nu, atunci există măreajul cu organele de drept în această privință. Și cazuri de astea sunt foarte multe, noi le-am raportat și la cei care urmăresc evoluțiile din Republica Moldova. Este grav că se întâmplă, este grav că se întâmplă și nu observă acele instituții care trebuie să observe. Dar v-am zis, fenomenul că vor fi mulți primării ca și candidați. Important să poată forneza locuitorilor municipiului Chișinău soluții, programe, proiecte, iar locuitorii municipiului Chișinău să poată să reușească să facă distinții și să analizeze aceste lucruri. Vreau să un piculez să smesc cam departe. Dumneavoastră v-ați referit la sesizarea Partidului Liberal Democrat al lui Vladimir Filat către CEC, unde vă acuză că utilizați resursele administrative în perioada preelectorală? Eu nu m-am referit la sesizare, eu m-am referit la comportamentul Comisiei Electorale Centrale, care este vădit părtinitor, unul foarte obraznic, unul fără precedent, unul pe care nu l-am văzut de până acum, în tentativele lor de a lega cumva această campanie informațională a serviciilor primării cu Mișcarea Alternativă Națională, de exemplu, ceea ce este absolut absurd. Și datele pe care le solicită Comisia Electorală Centrală, reiterez, nu ține de competența acestei instituții. Vă rog frumos, Comisia Electorală Centrală, nu vă transformați în ultimul organ care este la cheremul pasului și un organ obraznic de intervenție. Fără a vă face publicitate, dar chiar și liderii partidelor care vor concura în această campanie, venind aici, recunosc că sunteți cu prima șansă pentru acest scrutin. Dar dumneavoastră nu credeți că în turul 2, chiar dacă în primul tur v-ați clasat pe locul 1,
se vor uni toți, pentru că au mai fost multe precedente în alegerile din Moldova, când cel care era pe locul întâi în turul întâi, în turul 2, pierdea. În primul rând vreau să cunoașteți că eu muncesc și sper că rezultatele muncii echipei noastre se vede în teren. Nu am spus-o direct eu, au zis-o mulți oameni că ceea ce am realizat sau am reușit să realizăm în acești 3 ani și jumătate la primărie n-au fost făcuți în ultimii 30 luați împreună. E adevărat sau nu e adevărat deja să judece locuitorii municipiului Chișinău, oaspeții capitalei și tot așa mai departe. Eu știu că astăzi municipiul Chișinău este singura entitate teritorială cu o dinamică pozitivă de dezvoltare. Da, noi construim grădiniți, noi deschidem grupe noi în grădiniți, noi construim școli și deschidem școli noi deschidem centre de tineret. Astăzi am lansat incubatorul municipal de afaceri prin care tinerii să poată primi instruirea antreprenorială și să beneficieze de suport financiar pentru crearea propriei afaceri, pentru că ne dorim ca tinerii noștri să rămână acasă sau cei care sunt plecați să aibă oportunitatea să vină. Facem programe multe pentru persoanele de diferite categorii, începând cu cele cu nevoi speciale și finalizând cu persoanele în etate. Avem cea mai complexă politică socială din țară. Nu există nici la nivel central, nici la nivel teritorial. Și toate acestea le-am făcut pe fundalul unor crize enorme. Criza COVID în care nu ne-a ajutat nimeni, criza refugiaților în care unii chiar ne-au arătat spatele și ne-au pus și piedici, criza energetică în care nu ne-a acoperit nimeni diferențele de costuri, dar și blocajele politice pe care le-am avut în această perioadă. Cu toate ne-am descurcat. Avem o echipă extraordinară, o echipă în care am încredere perfectă, iar pe final locuitorii municipiului Chișinău să aleagă. Ați spus în felul următor, să se unească împotriva. Împotriva cui? Până acum s-au unit cam toți pe care i-am văzut împotriva locuitorilor țării sau a locuitorilor municipiului. Haideți să încercăm să facem diferență între aceste categorii. Iar Maria sa alegătorul va pune verdictul final. Apropo de Maria sa alegătorul, fie vorba între noi doi și regizorul nostru, ce arată sondajele interne la care aveți și dumneavoastră acces? Mă refer sondajele ce ține de scrutinul din Chișinău. Haideți să spun eu. Eu ce am văzut, am mai zis și în alte emisiuni, unul arăta că aveți 55%, iar altul arăta 44%. Eu nu știu ce sondaj aveți dumneavoastră. Nu vreau. Dar cele la care aveți dumneavoastră, ce arată? Nu vreau să le comentez, noi muncim. Iar sondajele, știu că cele care sunt publice, care apar la televizoare, de la diferite organizații... Nu, alea nu trebuie. Nu, vreau ca doar să fac o mențiune, că mai mare manipulare și minciună decât sondajele pe care le vedeți publice la televiziune, nu a existat. Și cu regret a fost discreditat în ultimii câțiva ani Institutul Cercetărilor Sociologice în Republica Moldova până la de necrezut. Deci, și asta este grav pentru că asta se încearcă, manipularea opiniei publice. Domn Ceban, dar dumneavoastră veți participa la dezbaterile televizate alături de toți cei pe care v-am citit mai sus? Eu voi face parte și voi utiliza toate instrumentele legale pe care nemijlocit le prevede legislația. În ce formulă, cum și când, vom discuta suplimentar în echipă și vom reveni. Adică nu veți participa alături de toți cei? Eu n-am spus asta. Am zis că o să luăm decizia la momentul potrivit. Vreau să spuneați că pas îmblu cu colindatul electoral prin suburbii. Noi am întrebat pe cei din PAS, inclusiv aici în studio, rar când se întâmplă. Să vedem, dacă ne vedem, îi întrebăm. Și ei spun că noi am întrebat, apropo, și despre declarațiile similare ale altor lideri de partide. Și ei spun, clar, aveți probe, demonstrați că noi raculăm cumva primari din alte partide. Știți ce le-am spus eu raportorilor Consiliului Europei în iunie? Le-am zis că spre mare regret. Și acum vă spun și dumneavoastră, spun tuturor telespectatorilor, din marea majoritate a aleșilor locali să îmi permit să critic guvernarea la această etapă pot doar eu. Poate încă 2, 3, maximum 5. În primul rând, lumea este foarte dependentă de fluxurile financiare care sunt ca și cutie de viteză la
guvern. Cu mare regret, pentru că s-a discreditat în totalitate tot ce ține de autonomie financiară, autonomie administrativă. Deci, pur și simplu, oamenii nu pot să-și permită luxul ăsta, inclusiv din punct de vedere instituțional, pentru că vor avea de suferit foarte mult locuitori acolo. În cazul municipiului Chișinău, noi am făcut ca multe dintre procese să realizeze în asemenea fel încât să avem foarte multe aspecte pozitive cu toate blocajele existente și cu toate crizele existente. Eu nu am mai mulți bani decât a avut cineva 4 ani în urmă. Și atunci întrebarea firească, unde s-au dus acei bani anterior? Simplu, ca bună ziua. Și eu am și răspunsul. Doar că răspunsul ăsta nu este pe placul multor dintre cei care inclusiv astăzi deja și-au înaintat candidatura. Eu v-aș arăta o istorie de absurd, dar cred că nu merită acum atenția acestei emisiuni și atenția telespectatorilor, totul la timpul cuvenit. De oponenția dumneavoastră să spun că tot ceea ce se face prin Chișinău se face pe banii împrumutați de primărie. Pe banii bugetului. Eu am ajuns într-o primărie în care, vreau să înțelegeți, erau la solduri minus 129 de milioane, iată anul ăsta plătesc datoriile precedenților pentru contractele și pentru proiectele și creditele luate anterior. Vreau să vă spun că doar în acest an sunt sute de milioane din privatizări, din darea în arendă, lucruri pe care le-am corectat, lucruri pe care nu le mai dăm pe sub masă, de aici și vin o bună parte din sursele pentru investițiile capitale. Și da, pentru că transparența proceselor, noi nu avem la primăria municipiului Chișinău contracte secrete la gaz, la lumină, la orice. Toate contractele sunt la suprafață. Dacă intrați acum pe transparență.chisinau.md, veți vedea că fiecare achiziție publică este făcută în mod electronic și o puteți urmări în regim real și dumneavoastră puteți să vedeți ce se întâmplă acolo. Angajările, cum se cheltuie banii dumneavoastră, ceea ce nu există, nu că în Chișinău sau în Republica Moldova, nu există în regiuni în asemenea formulă. Da, există modele distincte, mai mici, mai mari, în România, dar primul, haideți să spunem de așa, nivel, sistem de monitorizare, l-au găsit undeva în zona Vienii și tot așa mai departe, a capitalelor foarte dezvoltate. La fel, ziceam în felul următor, vreau să știți și vă dau un simplu exemplu, pentru că oamenii întreabă, dar de unde bani? Haideți să privim, de exemplu, Scoarul Catedralei. În Scoarul Catedralei noi avem una dintre ghiretele. Le putem lua pe oricare dintre ele, dar una dintre ele este chiar la pietonală. Acea ghiretă, dacă nu mă înșală memoria, a fost scoasă la licitație arenda unui spațiu de 12 metri pătrați pe o perioadă determinată de timp, fără drept de privatizare, fără drept de construcție, reconstrucție și nu știu ce acolo. Deci, anterior, acea ghiretă era pe gratis acolo și probabil cu pile pe la pretură, pe la direcții, pe la nu știu unde. Acum, ea este scoasă la licitație și se încasează de către primăria municipiului Chișinău mai mult de 5 milioane lei. O gheretă, 12 metri pătrați, mai mult de 5 milioane lei. Iar dacă privim bulevardul Grigore Vieru și luăm strada pietonală Doga, deci mult discutatele subiecte legate de pomul vieții și covorul național, reabilitarea infrastructurii până în strada Albișoară, cam ne costă două gherete total luat de acest tip. Da? Și de aici survine și răspunsul. Am făcut regulă în fiscalitate. Am făcut regulă în ceea ce ține de politica bugetară care este prognozabilă. Am mers pe formule de licitații în toate absolut domenii. Nu găsiți un domeniu în care noi okay. Nu facem acest lucru foarte transparent. Deci unul care are un impact sporit. Și asta ne permite să eliberăm surse financiare substanțiale pentru că avem păi sunt și Berdu, BIU, este o anvelopă de peste 100 de milioane euro în diferite proiecte și programe, dar bun, eu le văd în infrastructură. Acum mă întreb, unde este miliardul de euro venit de la Uniunea Europeană? Și am lansat de 20 de ori deja acest apel și eu cred că dumneavoastră
ca jurnalist, trebuie să cunoaște. Eu, ca cetățean, trebuie să cunosc. Dacă mă întrebați pe mine, intrați pe proiecte.chisinau.md exact pentru ce încearcă CECO acum să mă bată din toate punctele de vedere, la indicația pasului, vreau să vedeți că acolo sunt descrise toate sursele financiare. Nu mai găsiți așa ceva în Republica Moldova, am zis, fiecare proiect cu atâta cât a costat. Deci, pe de o parte avem procesele toate transparentizate, de cealaltă parte avem pe ce s-a cheltuit exact, puteți să vedeți, în educație, în sănătate, în transport, în drumuri, în trotuare, în suburbii, peste tot, absolut peste tot. Minunat. Sună bine, dar acușului mai am întrebări de precizare. Regizorul însă vrea publicitate. Luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn primar, lista pentru Consiliul Municipal Chișinău va fi compusă exclusiv din membrii Mișcării Alternativa Națională? Vom ajunge să vă prezentăm această listă. Ea va fi una a unei echipe foarte puternice. Eu chiar cred astăzi că este cea mai puternică echipă din țară pe toate domeniile. Nu neglijez pe cineva din alte partide, unul sau doi, dar noi avem mulți și toți sunt buni și pot să demonstrez acest lucru în practică pe fiecare component. Fiecare ar fi finanță, jurisprudență, economie, orice. Sau competențe înguste, managementul deșeurilor. Eu când am văzut acum că statul vrea să aducă noi soluții pentru managementul deșeurilor. Vă dau un simplu exemplu ca să nu... Noi avem un proiect foarte mare cu finanțare de la Uniunea Europeană, inclusiv la instituțiile financiare europene de management a deșeurilor în municipiul Chișinău, cu toată componenta cap-coadă. Statul are de 3 ani de zile bani și nu s-a mișcat nici la 10% din ce am făcut noi. Deci vreau ca să înțelegeți... E război la graniță, sunt probleme. Dar ce are una cu alta? Nu știu, așa au spus ei. Nu, dar nu trebuie să spună. Vreau să înțelegeți că o să vină acum tot felul de, cum spuneți dumneavoastră, să promită că... Iată, eu am o întrebare și vreau un răspuns simplu pe care noi ne-am despărțit înainte de pauză, da? Ce s-a întâmplat cu acel miliard de euro? Unde a ajuns? Vă rog să faceți publicare la contractele secrete, la gaz, energie electrică și alte contracte secrete care, nu știu de ce, să, secrete comerciale. Asta este ok, să înțelegem. Și da, haideți să vedem ce concret s-a realizat din ultima perioadă în acest context. Așteptăm. Domnul primar, dumneavoastră excludeți sau nu excludeți faptul că lista pentru CMC ar putea fi una mixtă, compusă deci din membrii MAN-ului și membrii altui, nu altor, dar altui partid politic. În schimbul susținerii masive a primarului Ceban. N-am examinat o asemenea situație la acest capitol. Astăzi ne orientăm pe echipa pe care o avem și care vom merge în aceste alegeri. Eu când vorbesc de echipă, mă refer la echipa socialiștilor. Așa. Nu. Categoric nu. Categoric nu. Domnul Igor Dodon a fost recent la noua emisiune și el ne-a spus că dumneavoastră i-a trimis o scrisoare prealabilă prin care îi cereți să dezmințiți informațiile că proiectele realizate la Chișinău au fost făcute din bugetul național la inițiativa fostului șef de stat Dodon. Vă imaginați? Fostul meu consilier, Ioan Ceban, m-a dat în judecat. El a mai zis ceva, dar nu citam. Pentru că nu ne-am notat ceva, da. Dumneavoastră, pe bune, pe fostul dumneavoastră, chiar prieten, l-ați dat în judecat? Domnul Gonță, în calitate de fost consilier, întotdeauna îi sugeram domnului președinte Dodon să fie corect în expunerile publice, pentru că întotdeauna, în condițiile în care acestea sunt incorrecte sau insuficiente sau manipulatorii pe locuri, pot surveni consecințe de alt gen. Eu răspund de proiectele municipiului Chișinău, nimeni nu a venit în acest context cu idei și mai mult decât atât, 700 de milioane lei pentru proiectele municipale menționate acolo nu au fost alocate. Municipiul Chișinău până în ziua de astăzi nu a primit 128 de milioane de lei pentru gestionarea crizei COVID, exact ceea ce s-a întâmplat atunci. Iar celelalte, dacă o să intrăm în detaliu, pot fi formulate foarte clar în instanță de judecată. N-am făcut nimic altceva decât pur și simplu să aducem în albe adevărul expunerile publice pe care le are primăria municipiului Chișinău sau deci guvernul central. Cel mai simplu în această privință este să verificăm
ușor. Deci procesele bugetare, de ce să inventăm roata. Și de asta am acționat în instanță de judecată, pentru că acest proces este foarte ușor de demonstrat. Domnul Dodon, e clar că nu va dezminți. Mai departe ce? Și despre gubiri, ce vezi ce în instanță? Este important ca toți noi să cunoaștem adevărul. Și asta este probabil că cea mai corectă abordare în această privință. Atât, nu... Nu mai mult. Dar vă temeți, Oleacă, dacă va candida și Dodon la primărie? Eu am zis eu întotdeauna am luat la modul serios orice candidat. Credeți-mă că acum, atunci când vorbesc cu oamenii, inclusiv cu potențialii candidați ai noștri în suburbii, le spun să țină cont de fiecare candidat care va candida. Și să aibă o abordare cât de serioasă. Eu, unul... am zis în repetate rânduri. Am încredere în echipă, am încredere în ceea ce fac, știu ce trebuie să se întâmple și cum trebuie să se întâmple în municipiul Chișinău, ca municipiul Chișinău să se dezvolte în continuare, să aibă o dinamică și mai mare de dezvoltare decât a avut-o până acum. Repet, am trecut peste aceste trei crize. Dacă nu dă războiul peste noi, noi vom demonstra performanțe excelente, ceea ce n-ați văzut până acum. Deci vă garantez, pentru că nu știu dacă poate fi ceva mai complicat, am zis, doar războiul ar putea, într-o formulă sau alta, dar nu văd de ce ar trebui să ajung aici, că s-au împotmolit acolo unde s-au împotmolit și de Doamne să se termine această istorie cât mai repede. Dar vă spun, criza COVID a fost una, ca și provocare, extrem de mare pentru toată lumea, pentru tot globul. Și noi am rezistat. Noi nu am avut consecințe pe care le-am avut în altă parte. Deși a fost foarte greu și a fost pe locuri foarte tragic. Doi, am gestionat criza de refugiați și credeți-mă că atunci când am văzut echipa în 3 săptămâni de zile atât de emoționată din punct de vedere psihologic și obosită din punct de vedere fizic, dar am rezistat. Ne-au bătut la buzunar cu criza energetică enorm de mult. Pur și simplu fără precedent, că facturi de 7 ori mai mari sau de 3 ori mai mari sau de 2 ori mai mari au fost aici la Chișinău și cel mai mult ne-a vizat pe noi. Și am rezistat. Cu blocajele politice am rezistat. Și în toată această perioadă am creat. Am creat și am construit. Am construit lucruri mari, am construit lucruri frumoase, am reparat subiecte cu caracter cronic și continuăm să facem acest lucru. Dar... am încredere că putem să facem de 2 ori, de 3 ori mai mult în următorul mandat cu întreaga echipă decât am făcut până astăzi. Dar socialiștii au început să prezinte locuitorilor orașului rapoarte cu privire la rezultatele activității sale în capitală. Au început-o la Râșcani, au continuat-o la Botanică. Eu, deci, dacă stau la Botanică, eu cine să cred că mie mi s-a făcut așa frumosel pe alocuri? Socialiștii în CMC sau ce bani? Eu am privit o emisiune în care erau 4 consilieri. Și toți 4 își exaltau pe de-o parte mușchii, pe de altă parte își atribuiau meritele. Eu vreau să vă spun doar un singur lucru și vreau ca să-l punem punct aici. Un consilier municipal în această perioadă de 4 ani de zile, din totalul de 51 de consilieri, are înregistrate, atenție, înregistrate 2,5 media decizii în Consiliul Municipal Chișinău, care vizează activitatea primăriei și a municipiului în general. Deci, vreau să înțelegeți, în 4 ani, 2,5 decizii. Și eu vă aduc datele statistici și vă demonstrez acest lucru. De aici încolo, dumneavoastră decideți cine și ce a făcut. Dacă să ne referim la executiv, sunt mii de decizii. Spre mare regret, trebuie să recunosc, pentru că am văzut despre echipe, eu nu am în funcție de conducere decât oamenii pe care i-am chemat sau oamenii care au fost anterior. Și mă bucur că această echipă astăzi face parte din echipa MAN. Și da, noi suntem mândri că putem schimba lucrurile aici. Am văzut acuzații că, uite, dragă Ceban, a făcut din administrație politică.
Haideți să facem în felul următor. Dar miniștri din ce partid sunt? Din PAS. Așa. Dar dacă trecem noi prutul aici și ne uităm, cum arată primăria domnului Boc? Vă spun că arată PNL. Dacă ne ducem să ne uităm cum arată primăria sectorului 1, 2, 3, 4, 5, 6, o să vedeți, da, pentru că sunt partide politice, sunt echipe care își asumă aceste lucruri. Și eu mă bucur că astăzi putem identifica în sfârșit o echipă care, în afară de faptul că vorbește, mai și face ceea ce vorbește. Pentru că până acum ne-am obișnuit cu oameni care doar promit, creează așteptări și nu furnizează rezultate. Houston, we have a problem. Dumneavoastră spuneați, înainte de a fi ales, că veți rămâne primar apolitic. Dar eu nu fac politică din funcție de primar. Chiar absolut deloc. Repar drumuri, merg să restaurez și să reconfigurăm funcționalitatea spitalelor, grădiniților, școlilor și tot așa mai departe. Dacă există diferență în cum vedem noi lucrurile că se întâmplă pe partea de politici și că nu mă vedeți pe mine cu umblând cu hârtie de viceu să spun că asta e cea mai mare problemă a instituțiilor de învățământ. Deci, eu cred că e grav. Deci, la modul propriu, este grav. Vedem orice cu păcura în instanță finală peste câteva săptămâni. Deci, guvernul era lipsă. În instanță finală peste câteva săptămâni auzim despre demisii. Dar știți ce se întâmplă la termoelectrică? Dar știți datoria termoelectricii? Că este de miliarde. Dar știți că este un proiect de 2 miliarde de lei acolo și nu se întâmplă nimic? Că blocurile acelea sunt într-o situație dezastroasă. Nimeni nu știe. Cu ce s-au soldat în instanță finală situația pe aeroport? De ce atâta timp? De ce n-au fost demisii imediate? În mod normal trebuiau să existe. Măcar de ochii lumii. Măcar de ochii lumii. Dar au preferat să tacă. Au zis că așteaptă raportul până la finele acestei luni. Nu știu care comisie așteaptă și ce fel de raport. Până la care... pentru că dacă ați văzut în România când se întâmplau lucruri mai puțin grave, urmau decizii. Eu nu am apărat-o pe doamna care a fost la centru de refugiați, unde s-au constatat suspiciuni. Am făcut ancheta, într-o săptămână de zile a fost dat afară. Într-o săptămână de zile. Și mai avem situații unde rapoartele noastre interne de audit sau altele. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrurile astea. Da, se întâmplă, dar trebuie să ne asumăm sau să nu ne asumăm aceste subiecte. Revenind la hârtia de viceu a tânărului care am înțeles că este deputat, nu știu, e student. Ce se întâmplă cu instituțiile de învățământ? La ce degradare le-ați adus după acest concept de reformă universitară? Nu vreau să intru în detalii, dar noi preferăm ca în funcțiile responsabile să fie oamenii care au competențe pe aceste domenii. Oameni care au experiențe. Da? Eu mă bucur foarte mult că doamna Angela Cutasevici, că a fost secretar de stat, astăzi coordonează blocul social. Deci nu unul venit nu știu de unde, care nu are nimic nici cu mediul de educație, nici cu preșcolar, nici cu universitar, coordonează un întreg domeniu de acest tip. Sau altul care nu pricepe nimic în zona economică. Și tot așa, nu vreau, că acum de chiar acord. O să... m-ați întrebat de echipă, sunt mândru să fac parte aceste echipe și sunt foarte mulți colegi cu care suntem gata astăzi să oferim, dacă ni se cere și soluții la nivel de stat. Aproape ultima întrebare despre Chișinău. V-a dat peste cap anunțul pasului privind candidatura domnului Lilian Carp? Ori dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Carp de Mulțișor? Nu m-a dat nimic, dar ce trebuie să mă dea? Păi, măcar tot pasul să candidez. Am mai spus asta în repetate rânduri. Da, să candideze. Să candideze Maia Sandu, uca! Poftim, cu mare drag. Lăsați că o să vă vedeți la prezidențial. Despre sărbători. 27 august, ziua independenței. 31 august, ziua limbii române. Primăria organizează sau totuși guvern? Pe 31 august, de obicei, programul cultural artistic îl organizează primărie. Noi continuăm să-l organizăm an de an. Este o tradiție de mulți ani. Pe 27 august, de obicei, face evenimentele guvernului. Pentru 31 august, aveți să ne spuneți vreo știre ceva? Nu știu, poate vine, nu știu cine vine, Madonna vine, nu știu. Nu, dar nu avem. Noi avem resurse interne foarte valoroase. Știri nu, avem. Foarte talentate. Noi putem... Da, da. Păi ce?
Deci deocamdată planul nu e pentru 31 încă. Este, dar el este să nu spun șablonat, pentru că sunt niște lucruri care se întâmplă an de an, ne întâlnim cu oamenii din domeniul 1, a 2-lea, al 3-lea, o să merge în anumite locații, se citește, se vorbește, dar nu se face tare mare tam-tam. Ok. Strada 31 august, vine septembrie, acuși copiii încep școala, studenții, într-un fel sau altul, încep universitățile, oamenii revin din concediu, începe marele calvar. Voi aveți de gând să vă împăcați cu Ministerul Culturii, dar normal. Dar eu n-am nicio problemă cu Ministerul Culturii. Dar Ministerul Culturii spune că nu are nicio problemă cu Ion Ceban. Dar acolo reparații n-au loc. Haideți să vă spun în felul următor și de aici luăm... noi, strada 31 august, cu excepția acestui perimetru, practic o să finalizăm. Da, dacă nu ne-ar mai fi pus niște bețe în roate, dar noi ne-am obișnuit de amul că sam nihami drugomu ne dam să este așa o zicală mai veche, eu țin minte. Și așa mi s-a întipărit. Dacă nu poți, tu trebuie să încurci neapărat altuia. Dar aici o să ne mișcăm. Ca și pe alte șantiere care sunt în municipiul Chișinău. Acum, în ceea ce ține de zona Pușkin-Bodoni, s-a solicitat o soluție foarte clară. Și da, există toate documentele de la Ministerul Culturii, doar că Ministrul Culturii nu vrea să recunoască. Și vă dau un alt contraexemplu. Doi ani și jumătate, aproape doi ani, acolo umblăm după niște lucruri, birocrații simple pe centru Doga. Centru Doga cultural, în care trebuie pur și simplu două instituții publice să pună niște ștampile și să aprobe niște decizii simple. Noi am pierdut și bani, noi am pierdut timp. Maestru în fiecare zi mă întreabă și nu am ce să-i răspund. Că ce? Că e birocrație la Ministerul Culturii? Dumneavoastră chiar credeți că nu se poate de aprobat niște decizii simple într-un an și jumătate? Eu vă spun că în trei zile se poate face. Pur și simplu, dacă în cazul Caldarâmului mai putem aștepta sau împărți, nu știu ce, ipotetic, nici nu vreau să... Dar în cazul Maestru Doga, el e universal. Ce avem de împărțit? De acord. Ce așteptăm? Eu sunt abonat și la pagina PAS Chișinău. Așa. Și acolo în fiecare zi, săptămânal, iată, ne ducem la Procuratura Anticorupție, la Procuratura Generală, să depunem sesizări contra primarului, cu administrații. Sunt dosare, într-adevăr, pe numele dumneavoastră, sunteți audiat, sunteți invitat? Dacă vreți părerea mea, sunt foarte multe tentative. În toată această perioadă au încercat foarte multe campanii de denigrare și eu cred că abia urmează celelalte noi să facă în adresa mea personală, a apropiaților mei, a familiei mele, etichete de care vreți. De la corupții, apropo, ce se mai întâmplă cu lupta corupției la Republica Moldova, că... Se reformează justiția. Justiția se reformează. Mi îmi pare că se reformează schemele și fluxurile financiare dintr-o parte în alta. Și chiar vă invit, dragă guvern, să vă instituiți un portal în care oamenii, exact ca la primărie, se poată vedea tot ce ține de achiziții publice, de multe altele, și desecretizați contractele și spuneți-mi ce ați făcut cu acel miliard. Revenind, eu cred că campaniile vor fi foarte urâte. Aștept și deepfake-uri, asta înseamnă și audio, și video, materiale care, cu certitudine că le vom proba că sunt deci, fabricate, interpretări foarte mulți. Cu regret am văzut și jurnaliști care sunt formători de opinii, mințind la unele din televiziunile care sunt loiale actuarii guvernări, niște minciuni pur și simplu fără precedent. Și eu cred că un jurnalist cât de cât trebuie să fie imparțial. Dacă nu este total imparțial, măcar cât de cât trebuie să fie imparțial. Nu o cer asta de la politicieni, pentru că politica e arta de a vorbi într-o formulă sau alta și de a convinge. Iar instrumentariul este foarte divers. Dar un jurnalist nu poate să-și permită să mintă în prime time, în direct. Acum vor încerca toate etichetele să le pună. Vor ieși de la suprafață. Știți cum s-a întâmplat în această perioadă, dacă vă aduceți aminte, tot intrau mascații peste diferite. Acum nu se mai practică ultimele două luni de zile, că ori mascații obositori, mediatic, ceva nu se întâmplă. A, e pentru îmbogățire ilicită? Da, de toate. Și eu cred că peste o lună, dar poate mai devreme un pic,
Vom fi atrași și în diferite procese la instanța de judecată, să ne ducem să explicăm că n-am făcut asta sau n-am făcut ce, doar pentru a avea efectul mediatic. Apoi, ce s-au de cu istoria aniului care a cerut cererea în instanță? Ne aflăm în instanța de judecată în acest sens, dar eu vreau ca să-mi finalizez. Vă rog. Deci, vom avea că s-a găsit la direcția cutare sau la direcția cutare, la direcția cutare și la direcția cutare. Deci, pentru a se crea fondul ăsta mediatic și a să încerca a pune etichete în această privință, mergem mai departe. Vor fi interpretările astea, Federația Rusă, pentru că deja le văd cum am explicat. Lucrurile nu pot fi așa cum a mai fost după 24 februarie. Nu pot fi. Da, am pledat pentru o relație normală cu Federația Rusă, dar nimeni nici două săptămâni înainte de asta nu se gândea că se poate întâmpla acest război la vecinii noștri. Gata, avem cu toate alte circunstanțe și în aceste circunstanțe trebuie să operăm. Mergem mai departe. Tot felul de găselniți și încercare de a manipula opinia publică se fac în continuare. Se vor încerca și alte mecanisme urâte. Asta vreau, dacă îmi permiteți, pur și simplu, n-am unde să spun, în altă parte. Dacă îmi permiteți să spun că asta se va întâmpla, dragi cetățeni. Vreau ca în aceste circunstanțe să vedem ceea ce se întâmplă în realitate în municipiu, ceea ce poate fi oferit de o echipă sau de alta, pentru că toți cei care i-ați numit într-o formulă sau alta, îi cunoașteți. Nu prea sunt oameni pe care nu-i cunoașteți din ce au făcut în perioada vieții lor. Și tare îmi doresc ca să facem diferență reală și nu una emotivă. Într-un minut, vă rog, până la publicitate. Ce-s cu concertele astea, cum zic oponenții dumneavoastră, electorale pe la Bruxelles și Barcelona? Parcă doar acolo. La Bruxelles n-am fost, la Barcelona am fost, prezentăm. Ok, ce scuz. Prezentăm, la Bruxelles am fost, dar cu alte subiecte. Am fost întrevedere cu instituțiile europene. Barcelona. Da, a fost... Noi proiectul ăsta l-avem de 3 ani de zile. Pur și simplu acum a atras atenție că probabil pe cineva deranjează când ne întâlnim cu naționalii noștri și nu ține cineva monopol pe toată istoria asta. Cap noi venim, timpuri. Da, noi venim, discutăm cu oamenii, prezentăm, iată astăzi am prezentat programul pentru tineri și migranți. Când cei care sunt conaționalii noștri peste hotare pot beneficia de instruiri la distanță în antreprenoriat și a investi banii lor împreună cu suportul acordat de primărie în dezvoltarea afacerilor pe teritoriul municipiului Chișinău. Noi ne dorim real, nu la vorbe, să întoarcem lumea sau să-i oprim să plece în continuare. Mai departe, sunt servicii pe care le lansăm în cadrul ghișeului unic de asistență pentru conaționalii noștri aflați peste hotare. Oamenii se interesează de procurare de apartament ca să nu dea peste cineva cu istorie neagră, de relații funciare, de a perfecta unele sau altele acte ca nu neapărat să vină acasă, pentru că în continuare, deși am lucrat foarte mult pe zona de digitalizare, avem birocrație în această privință. Și decât să plătească omul 300-400 de euro să vină la acest nenorocit, mă scuzați de expresii din punct de vedere administrerii, aeroport, că trebuie să fii cu totul incapabil și impotent să ajungi într-o asemenea hal fără de cal, cum au ajuns ei acum, 2,5, că nu știu ultimele date, dar practic mai puține zboruri decât în perioada precedentă similară. Asta trebuie să fii pur și simplu ori să fie rea intenție. Curse anulate, nervi, bani pierduți, ceea ce nu întoarce nimeni cetățenilor noștri. Și ăștia în continuare vor să vă convingă că ei pot ceva administra. Uitați-vă la Metal Feroz, uitați-vă la guvern, la ministerii, la reformele în sănătate, la dezastru. De asta eu foarte mult cred că oamenii vor face distincțiile în continuare și dacă ei să revin la subiect, da, diaspora noastră merită atenție și sunt conaționalii noștri care sunt plecați inclusiv foarte mulți din Chișinău și o relație educațională, culturală, dacă îi putem implica în procesele care sunt acasă, nu la vorbă, dar în realitate. O să facem acest lucru. Frumos spus. Dar publicitatea mea e importantă acum. Vă rog câteva clipe și revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, domnul primar, mai avem noi tare mult timp.
Doar o mică concretizare atunci când am ieșit. Și, repet, noi aceste evenimente pentru conaționalii noștri noi facem cu bani. Cu regret sunt alte evenimente unde sunt convocați cu naționalii noștri și li se cere să plătească pentru asta. Mai departe am aflat cu mare regret, pentru că în această comunicare de câtă manipulare există și de aici vine și de deranjamentul. Manipulare în raport cu persoana mea, cu echipa, cu multe alte. Dar știți care e avantajul? Mi-am dat seama la un moment dat că oamenii nu mai pot fi prostiți așa de ușor cum s-a făcut anterior. Oamenii vin acasă, iau apartamente aici, ei vin și văd schimbările odată la jumătate de an. Nu văd deranjamentul ăsta zilnic care este al nostru, în teren, în șantier, pentru că oricum este disconfort. Dacă se repară o stradă, trebuie să stai în trafic sau trebuie să o ocolești. Dar el vine și o vede reparată și parcul și scoarul reparat, școala dată în exploatare care arată la fel ca în Berlin sau în Viena, un spital cu echipament modern și tot așa mai departe. Și nu mai poate fi lumea atât de ușor manipulată în această privință. Asta bucură. Manu, va avea treabă cu alegerile din Bălți sau nu vă implicați? N-am avut nicio intenție să candidăm la Bălți. N-am examinat acest subiect. Cred că sunt foarte mulți suficienți candidați acolo. În general, vreau să vă spun un fel de lucru important, probabil. Așa cum am promis anterior, ne vom concentra cel mai mult pe Chișinău. Noi am promis oamenilor că vom continua proiectele aici. Noi știm că ei au așteptări foarte mari. Noi am avut foarte multe solicitări de la tot felul de partide și exponenți ai partidului ca să le prezentăm sau să le oferim platforma MAN. Vorbesc foarte sincer, nu este scopul nostru asta să canibalizăm unii sau alții sau să preluăm unele sau altele echipe. Noi nu punem miză pe cantitate, nu ne trebuie să strângem totul de la Vulcănești până la Larga. Pentru noi foarte mult contează calitatea și când vorbim cu colegii noștri, inclusiv acum în suburbii, unde am zis că vom avea candidat sau vom susține primarii existenți, dar consilieri vom avea absolut în fiecare localitate. Deci am spus că pentru noi contează să ne vedem într-o formulă sau alta în oglindă. Din punct de vedere a competențelor profesionale, din punct de vedere a integrității, din punct de vedere a altor mulți factori. Evident că fără păcate sunt doar în pas, deci alte formuțiuni noi, dar noi vom face față pe aceste criterii pe care le credem importante. Haideți la nivel central. Cum v-au părut remaniere din guvern? Bun, știrea breaking news a fost revenirea lui Andrei Spânu. Despre ceilalți mai pe scurt, dacă doriți. Eu cred că este o pregătire din învățămintele precedenților guvernanți, cel puțin doi exponenți al puterii. Foarte clar au înțeles că atunci când ai internele, când ai dependența populației săraci de asistență socială și a primăriilor locale de infrastructură, poți cu acest trio dintr-o singură localitate din Republica Moldova. Toți trei din Ratuș? Da. Deci, poți influența substanțial alegerile locale. Asta este părerea mea. Pentru că am văzut cum s-a întâmplat anterior sub diferite guvernări. Oamenii sunt dependenți într-o formulă de sistemă de asistență socială, oamenii, evident, într-o formulă sau alta sunt conectați la procesele coordonate de către Ministerul de Interne și pe partea de infrastructură. Adică nu credeți în teoriile astea conform cărora Andrei Spânu ar fi un fel de Vladimir Plahotniuc II care șantajează tot guvernul, tot ministerul, tot pe Maia Sandu, pe fracțiuni? Eu un singur lucru știu, că și-au pus salariul de 50.000 de lei, 50.000 de lei, da? În continuare se merge cu stângul și se degradează atât la nivel de instituții cât și la nivel de proces. Mai știu un singur lucru, că în circumstanțele existente
Probabil că acei candidați care aveau profilul un pic mai onegist, un pic mai tehnocrat în alegeri, a considerat guvernarea că nu le va aduce plus valoare. Asta este sentimentul meu. Nu pot să spun că 100% e așa, dar din ceea ce văd cum acționează impertinent la Comisia Electorală Centrală, în alte instituții, am convingerea că e așa. Mai există o altă problemă. V-am mai spus-o în această emisiune, că primarii nu prea vor să meargă de la PAS. Ca să nu zic că nu vor deloc, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova. Ce vor face? Le vor rupe, cum să spunem popor, șira spinării. Ce și cum? Poftim. Ori vrei bani pentru satul european, ori să ai probleme cu ANIU, procuratura, CNA-ul și tot așa mai departe. Asta se întâmplă. Și în aceste circunstanțe vor utiliza toate metodele. Ei nu pot să iasă cu un scor mai mic de 30% pe țară. Asta e catastrofă pentru PAS. De aici trebuie să facă tot posibil și imposibil, pe cine să interzică, pe cine să excludă, pe cine să-l bage la dubă, pe cine să-l sperie, pe cine... doar ca să ajungă la un asemenea scor. Dar vreau să remarc și vreau să fixați acest lucru. Practic nu vor avea primari de localități mari. Mă refer la centrele raionale, cu excepția câtorva care deschis astăzi au vorbit despre... Cei care au fost independenți sau cei care au fost de la alte partide nu vor merge cu PAS. Și asta este cea mai mare catastrofă pentru PAS. Dar știți de ce nu vor merge? Pentru că știu ce sentimente are lumea în acea localitate. Și în instanță finală, deci îi obligă pe cei mai de jos de nivel ca și număr a populației, ca să aibă cantitate, ca să poată arăta că numeric am 100, 200, 250 de primari. Da, dacă să ne uităm peste zona cât populații vor vota pentru acest lucru, veți vedea și veți fi foarte surprins. Spuneați că nimeni n-a fost demis pentru tragedia la aeroport. Doamna Revenco? V-am spus care a fost... e poate fi interpretată ca o intervenție pe acest subiect, dar categoric nu. Nu, nu este... Cineva a spus că din cauza că... Nu, domnul Dorin Recean a lăudat-o atunci când a anunțat demisia. În aceste condiții trebuie să spui foarte clar. Dar cum? Lauzi omul și-l demiți? Spui... Și ești de bravo, 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 hai du-te de aici. Dumneavoastră, dacă învingeți la primărie, mai ales din primul tur, dumneavoastră personal, numai dumneavoastră personal, candidat sau nu la prezidențiale? Eu v-am spus că nu este în sistemul meu de priorități, ambiții și tot așa mai departe. Eu am o legătură cu locuitorii municipiului Chișinău în această privință, am de finalizat proiecte și programe. Manu va avea candidat la alegerile prezidențiale. Punct. Deci votăm pe Maia Sandu și gata. N-am zis asta. Asta dumneavoastră ați spus. Apropo, că veni vorba de doamna Maia Sandu. La noi săptămâna trecută la emisiune a fost domnul Iurie Munteanu. El este membru al Partidului Congresul Civic. Și a făcut o declarație aici despre doamna Maia Sandu. Iar președinția după asta a cerut drept la replică. Așadar, purtătoarea de cuvânt a președintei mai, și eu pentru că sunt foarte bun la suflet, băiat de treabă, aur de băiat, am acceptat cu lejeritate acest drept la replică. Deci purtătoarea de cuvânt a președintei Maia Sandu, Irina Gotișan, declară că afirmațiile domnului Muntean în cadrul emisiunii din 20 iulie 2023 nu corespund realității. Citem din ce a spus domnul Muntean. Câteva zile în urmă, la Creiulen, a fost președinta, așa numită președinta țării. La întâlnirea cu ea au venit 35 de oameni. Exact, au fost numărați. Dumnezeu nici n-a ieșit din mașină. Am încheiat citatul. Doamna Gotișan spune, precizăm că ultima vizită de lucru a președintei Maia Sandu în Creiulen a avut loc la 12 mai 2022, în comuna Dubăsarii Vechi. La întâlnire au participat mai mulți oameni și informația a fost făcută publică. În iulie anul ăsta, șeful, șefa statului a vizitat următoarele localități.
la 11 7-a Vâlcineț și Pitușca, Călăraș, 18 iulie Drept Căuți și Griman Căuți, Briceni, 20 iulie Mănoilești și Negurini Vechi, Ungheni. Despre aceste vizite s-a raportat public și s-a prezentat și s-au prezentat și imagini, zice purtătoarea de cuvânt a președintei Maia Sandu, Irina Gutișan. Am încheiat dreptul la replică. Continuăm. Trebuie să comentez cumva? Nu. Cam pe asta să mai trebuiască încă un drept la replică. Lăsați. Nu. Așa. Se vehiculează că Irina Vlah candidează la prezidențiale. Știți ceva? Nu. Of. Asta trebuie să am după emisiune. Dar chiar nu știu. Nici după emisiune? Nu știu, vă spun cu toată sinceritatea, pot pune mâna pe inimă. Se vehiculează, poate să vehiculeze orice. Nu cunosc, nu am informații din, nici din prima sursă. Ultima dată am discutat, cred că, la o recepție. Nu, la Bruxelles chiar. N-am auzit așa ceva. Se vehiculează multe. Tare de treabă și frumușică și drăguță și deșteaptă este doamna Veronica Drăgălin, dar se pare că ceva nu merge bine. În opinia dumneavoastră, ce nu merge bine? Nu este pe domeniul meu de competență să mă expun aici. Dar, în general, să știți că noi în Moldova avem foarte multe doamne și domnișoare, cum ați menționat, cu calificativul dumneavoastră. Și foarte deștepte. Fosta prim-ministră a Republicii Moldova, doamna Natalia Găveliță, a ajuns să fie membru în Consiliul de Supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei. Dumneavoastră nu ați avut o relație de lucru foarte fructuoasă pe când era premier. Vă bucurați pentru doamna Găveliță că a ajuns la Banca Centrală? Am înțeles că o să ridici un salariu de 80.000 de lei. Un pic mai mult decât prim-ministru, probabil. Trebuie să fie, să-ți făcut, nu știu. Dacă e o surpriză, nu e o surpriză. Am zis, concursurile de mult în acest sens sunt mimate. Dacă este cea mai competentă pe acest domeniu, cred că nu. Dar asta este părerea mea. Avem un scandal, el se numește antenele de pe ambasada Federației Ruse. A apărut o investigație că sunt niște antene. Ambasadorul a fost chemat la Ministerul de Externe. Omul a explicat că antenele din anii 90, chiar și așa, Ministerul de Externe a decis micșorarea numărului de angajați în cadrul ambasadei. Rușii au dat replică pentru că va fi ca în oglindă, așa vor proceda și cu ai noștri din Federația Rusă. E scandal artificial sau e scandal de spionaj? Nu pot să mă dau cu părere în această privință. Chiar mi este foarte departe această catedră a relațiilor externe, în mijloc și pe zona ministerului. Să se expună specialiștii. Dacă există o zonă de risc, să ia deciziile care se impun. Dacă nu există, să ne comunice ce se întâmplă. Dumneavoastră, până la alegeri, veți fi atât de atent la întrebările noastre despre ce țin de politică? Dar nu sunt deloc atent. Mă întrebați, vă explic și vă răspund. Scandalul termoelectric, inițiat de Renata Usată, inițial s-a spus că păcura pe care era îngropată acolo din video din 2015, după care s-a constatat că din 2022 în noiembrie. Ulterior, domnul Gros a zis că Renata Usată îi face jocul Moscovei, iar peste două zile Dorin Răceanu a cerut capul întregii administrații termoelectrică. În același timp, după tragedia de la aeroport, premierul Răceanu n-a cerut nicio demisie. După îngroparea câtorva toni de păcură s-a cerut demisia, deci termoelectrică, cum precum spunem. Vreo concluzie v-ați făcut în zilele astea? Concluzia este una singură. Lucrurile sunt foarte grave în Republica Moldova. Chiar dacă să presupunem că informația putea să nu fie veridică, și mai grave este dacă informația este veridică. Autoritățile centrale aveau obligație de a asigura populația că lucrurile stau așa sau altfel. Asta înseamnă că trebuia creat o comisie și această comisie să se deplaseze la fața locului. Dar pentru că este parte componentă a guvernării, abia când au ieșit unele sau altele detalii, am auzit despre unele sau altele concluzii. Și iarăși cineva, în acest context, am fost învinuit. Exact asta mi se întâmplă și mie. Când spun ceva, omul Kremlin sau nu știu ce, dar spun adevărul care dor în ochi și scuzele care le are guvernarea țin din zona dar singuri sunteți proști. Știi? Și asta este grav. Pentru că se încearcă manipulări, minciuni și scuze absolut sterile, pe de-o parte. Repet,
o comisie trebuia să se deplaseze, spun, dragi cetățeni, există o problemă, această problemă o vom soluționa, sau, dragi cetățeni, am verificat, problema nu este. Au inventat tot felul de tertipuri politice, acuzații, redirecționări de mesaje. Cu regret, asta se întâmplă în toate domeniile. Pur și simplu, unele sunt mai la suprafață, altele sunt mai puțin la suprafață. Tolerăm? Dacă tolerăm totul așa, ne îndobitocim până la urmă și din punct de vedere politic și din punct de vedere moral, iar pe alocuri și din punct de vedere juridic. Vă explic de unde vine acest comportament. Faptul că au 63 de deputați, absolut nemeritat, pentru că au venit pe un val în care exista o mare neîncredere față de ceea ce se întâmpla, o oboseală cronică de lupte politice permanente, de așteptări și promisiuni care au fost... Ce ați făcut în 2 ani de zile din ceea ce ați promis? Zero. Deci țara a devenit mai săracă, oamenii continuă să plece, agenții economici închid afacerile, iar în toate sistemele, începând cu cel de justiție și finalizând cu cel de sănătate, ați băgat pur și simplu, în cel mai bun caz, incertitudine, ca să nu zic, un haos fără precedent. Și în toate aceste poziționări, se încearcă a spune că unul e divin, a doilea e divin. Nimeni nu recunoaște că este parțial divin și asta este grav. Iar faptul că au pus mâna și pe organele de drept toate, le permite să se comporte de parcă nu s-ar termina guvernarea. Eu le-am spus la unii dintre ei. Nu uitați că puterea, în orice care de circunstanță, are, chiar și într-o democrație simulată, cum este la noi, dar democrație, are proprietatea de a se finaliza. Și atunci veți trebui oricum să răspundeți în fața oamenilor la ce ați făcut, ce n-ați făcut, cum ați făcut, de ce ați făcut, etc. Aproape de final. Găgăuzi, avem un nou bașcan, ci că l-avem. Dar nimeni nu înțelege dacă l-avem sau nu prea l-avem. Inaugurarea a avut loc, decretul prezidențial nu-i. Ce crede despre toată istoria asta dumneavoastră? Eu am zis, acolo au fost foarte multe încălcări de ordin electoral, doar că cineva intenționat nu le-a văzut. Ca pentru ce? Ca după asta să vină cu mascații? Ca în instanță finală ce? Să avem sau să nu avem? Deci, eu cred că guvernul central este obligat să caute soluții, relații și punți, în primul rând cu cetățenii, din diferite regiuni. Nu poate să împartă că ăștia s-a pasului sau nu s-a pasului. Pentru că toți sunt locuitori ai Republicii Moldova și se găsească soluții cum să unească societatea, chiar dacă nu le place un candidat sau alt, chiar dacă nu le place cum arată sau din ce partid vine. Obligația autorității centrale a oamenilor de stat este ca să unească societatea, nu să o dezbine. Nu contează pe care criteriu. Iar dacă se face vinovat de ceva, să răspundă conform legii în cadrul unui proces transparent. Oamenii trebuie să vadă că unii sau alții au dreptate. Nu acuzații, nu justiție televizată, nu inacțiune sau acțiune defăimătoare, dar un proces transparent. Și atunci, cred că fiecare poate să găsească argumentele respective pentru procesele care se întâmplă. Haideți să o încheiem foarte și foarte frumos. Dumneavoastră aveți un băiețel, dumneavoastră aveți o fetiță, recent ne-ați anunțat că soția așteaptă, că împreună așteptați al treilea copil. Să le dăm colegilor mei din presă știrea serii. Așteptați fetiță sau băiat? Sau e prematură întrebare? O să vă comunicăm la momentul potrivit. Important ca toți cei care așteaptă sau care iau micuți, sau care iau mai mari, să vă trăiască sănătoși, să vă bucure și să vă bucurați voi de ei. Și dă Doamne ca să crească familia noastră mare, mă refer la poporul Republicii Moldova, și un pic mai bine să trăiască zi de zi, an de an. Și cei care, de care depinde acest lucru, să depunem eforturi ca lucrurile să se întâmple, să se realizeze. Așa să fie. Domn primar, vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio, deja în următorul sezon. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.